Comuna Crușeț este una din comunele care încheie județul spre granița cu Doljul, are oameni gospodari și mulți dintre ei cu vârstă care le-a permis să întocmească proiecte agricole pentru a da naștere unor afaceri agrozootehnice cu ajutorul fondurilor europene. Aici, inginerul Camerei Agricole Județene Gorj, Constantin Bobic, a mers din casă în casă pentru a le explica oamenilor facilitățile absorbției fondurilor europene. Vorbele nu au rămas fără ecou. Unii și-au realizat ferme de porci, alții microferme de bovine, alții pepiniere de bras sau solarii, cei care au considerat că legumele pot constitui surse sigure de venit atunci când sunt exploatate doar bio. Primarul comunei este unul, cum se spune la Olten, destul de mândru. Mândru că are cu ce să lăuda. Păstorește o comună cu pământ fertil și oameni vrednici care muncesc cot la cot cu nevestele și copiii. Domnul primar, suntem în comuna dumneavoastră, am remarcat că este una destul de frumoasă și nu numai atât, dar este cu oameni destul de muncitori aici. Suntem și vom merge la câteva familii pe care dumneavoastră le-ați și ajutat și să-mi spuneți din postura de primar cum, ce găsim în comuna asta și de ce să mai venim tot aici, care ar fi aturile. Eu am încercat ca la nivelul localității Crușeț să-i determin pe tineri să-și dezvolte micile afaceri însemnând atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea agriculturii. Din acest punct de vedere, și o să vedeți dumneavoastră în periplul dumneavoastră, că o să găsiți foarte mulți tineri care au dragoste pentru muncă, și am prins această oportunitate încât să simtă că într-adevăr suntem și noi cetățeni europeni și că în același timp își dezvoltă o afacere care să poată să-și ducă existența, ținând cont de faptul că foarte mult se bate monedă pe locuri de muncă și locurile de muncă sunt din ce în ce mai puține. Vreau să vă spun că suntem poate fruntași la nivel de județ în ceea ce privește accesarea acestor fonduri în mediul rural și mă refer la măsura 112, instalarea tinerilor fermieri, proiecte a cărei valoare se ridică la 40.000 de euro și sunt în diferite stadii. Faza 1 în care au luat cei 15.000, urmând ca în etapa a doua, în cererea de finanțare, să primească și cei 25.000 de euro. Avem un număr de 19 proiecte pe această măsură. O să vedeți un proiect foarte mare și din acest punct de vedere cred că în filmările dumneavoastră o să vedeți că este un cetățean care se numește Toma Cornel, a accesat pe măsura 121, o măsură a cărei valoare se ridică la aproximativ 500.000 de euro, o să vedeți o seră frumoasă. Acum am înțeles că are pregătit pentru a ieși pe piață cu trufandalele acestea de primăvară, respectiv salata și ceapa verde. Și, de asemenea, are și o mini-fabricuță de prelucare a materialelor, a legumelor din teritoriu, atât a resurselor proprii, cât și orice cetățean care are un excedent de legume să poate adresa acestui tânăr. În perspectivă, vrea ca să proceseze aceste produse și are contracte cu diferite societăți din țară. Practic, ajutându-i pe tineri, eu observ că dumneavoastră vă ajutați și pe dumneavoastră la nivel de comună, adică comuna prosperă, pentru că automat vin din comunele limitrofe, din orașele limitrofe, ca să prelucreze și să cumpere produse naturale bio aici. O să vedeți dumneavoastră că acel tânăr și-a prezentat marfa, are un expozeu la poartă pe toată perioada verii în care cetățenii care sunt în tranzitoriu prin localitate se oprește și cumpără aceste produse care zic eu că sunt destul de ecologice și astfel că se vorbește foarte mult la nivelul Comunei Crușeț, are și un depozit în care poate să colecteze de la populație și să păstreze pe un termen mai îndelungat produsele legumicole. De asemenea, aș vrea să vă mai spun că la nivelul Comunei Crușeț ne-am asociat cu 10 comune din Dolj. Este vorba de un grup de acțiune locală în care sunt cuprinși și acești întreprinzători și autoritățile locale și cele 10 localități. Așa, noi am primit 66.000 de euro și cu acești bani am încheiat un contract cu Fosus Apart, prin care vom obține la nivel de comună o buldocupă absolut necesar, mai ales în sezonul ploios, când avem atâtea
râuri colmatate, când avem atâtea șanțuri necolmatate și este absolut utilă, este aprobarea Consiliului care în unanimitate a votat ca să procurăm acest utilaj necesar la nivelul comunei. Dar în acest grup de acțiune locală, 9 cetățeni, 9 tineri, o să vedeți că au obținut fondurile necesare pe măsura 141, respectiv 1.500 de euro. 1.500 de euro nu e o sumă mare, dar am creat, i-am atras pe tineri încât să-și dezvolte micile afaceri din mediul rural. De asemenea, aș vrea să vă mai spun că o să vedeți și ferme zootehnice, nu multe capete, e vorba de vreo 10-12 capete, afară de matcă, afară de tineretul bovin. O să vedeți ferme cu porcine, foarte bine, foarte bine treținute și în același timp cu perspectivă de dezvoltare, pentru că vedeți dumneavoastră că de acum încolo proiectele mari vor veni de la 60-70.000 de euro și că Uniunea Europeană urmărește ca pe viitor să se facă acele cooperative încât produsele să fie competitive. Nu este ușor de administrat o comună cum o aveți dumneavoastră și sunteți și într-un loc mirific. Este totul pitoresc aici, așa cum este de altfel România. Spuneți-mi ce anume vă lipsește la nivel de comună, pentru că neajunsuri sunt peste tot, dar mai ales la sate, preponderent sunt lucruri care sunt necesare oamenilor și nu le găsesc aici. Poate o farmacie, un spital. Care sunt punctele, să zicem așa, slabe pe care dumneavoastră ca primar vreți să le mai îmbunătățiți? Plec de la premisa că veșnicia s-a născut la țară. Și vreau să vă spun că observ la tinerii că încă nu le-a dispărut acest simț al mediului rural. Și pentru asta mă fac pe mine ca să fiu alături de ei. În principal, vă spun încă o dată că vrem și ați observat și dumneavoastră și mă surprinde că aveți un ochi foarte fin încât ați observat că suntem într-o zonă mirifică și plăcută. Eu vreau să vă spun că acum urmăresc să dezvolt localitatea. Ce înseamnă dezvoltare? Să fac infrastructura, deci toată comuna, cei 80 de kilometri care sunt în comuna Crușes de drumuri, să fie toate modernizate și pe acest prilej, mâine am să semnez un contract cu o firmă care execută lucrările pentru un drum pe Măiag și peste o lună de zile vom avea și pentru satul Slăvuța. Sunt două sate mari, două foste comune, Slăvuța și Măiagu, care în perspectivă vor avea modernizarea acestor sate, care le dă o notă de eleganță și de poți să dezvolt mediul poți să dăm să ne dezvoltăm și noi mediul rural, atât timp cât ai drumurile bune. Pentru că începutul în România trebuia să plece de la drumuri. Drumul înseamnă schelet, drumul înseamnă confort pentru dezvoltarea comunităților în ansamblu. Și de ce să nu o spunem, comuna Crușeț are peste 52 de kilometri de rețea de apă, toate cele 10 sate sunt conectate la sistem centralizat, avem un sistem public de alimentare cu apă cu 3 stații de gospodărire a apelor și asigură, din acest punct de vedere, și pentru în perspectivă ca să avem și investitori, pentru că te întreabă apă, canal și drumuri. Când toată lumea vorbește despre o depopularizare a satelor, iată că dumneavoastră ne spuneți că sunt numai puțin de aproape 20 de tineri care au accesat fonduri europene sau sunt în măsura de a accesa ca să-și facă o afacere în mediul rural. Spuneți-mi dacă acesta este viitorul României, dacă fără agricultură se poate face ceva în țara asta. Îmi permit să vă corectez, 19 tineri sunt pe măsura 112, mai avem pe măsura 141 39 de tineri, deci și unul singur cu măsura 121, a cărei valoare este 500.000 de euro. Deci vreau să vă spun că... Aproape 50. Da. Deci din acest punct de vedere vreau să vă spun că am urmărit și vreau să vă spun cum am reușit chestia aceasta ca un secret. Am adus pe cei de la Craiova și am făcut pe plan local în sala de consiliu și am invitat tinerii ca să înțeleagă ce înseamnă dezvoltarea și perspectiva de viitor a Uniunii Europene prin care să dezvolte mediul rural. Neavând mediul rural dezvoltat, să știți că n-ai cum să ții tinerii în mediul rural. Vedeți, noastră, comuna Crușeț este la graniță cu Doljul,
30 km practic ne desparte de Craiova, n-ar fi o distanță mare și vreau să vă spun că cei mai mulți locuitori activitatea o prestează de servicii către orașul Craiova, fiind foarte apropiat, noi 30 km, drum național, care le permite în 25 de minute să facem municipiul Craiova. Ori municipiul Craiova, știți dumneavoastră că e foarte aglomerat, găsim, gândind în perspectivă atragerea de investitori. Și vreau să vă spun că la nivelul Comunei Crușeț a fost o zonă cu plaiuri viticole în suprafață totală de 103 hectare, cu soiuri nobile, muscatul tunel, fetească albă, fetească regală, riesling, așa, și vrem ca în perspectivă să atragem și noi investitori pentru a continua această tradiție la nivelul Comunei Crușeț, pentru că cei care au lucrat în asociația viticole n-au pierdut cunoștințele necesare pe finturării tratamentelor, a tăierilor și în perspectivă, pentru că am văzut Uniunea Europeană plaiurile viticole sunt la înălțime și noi consumăm bere care nu este atât de naturală și uităm de vinurile noastre românești. Medicament, până la urmă. Noi vă mulțumim că, iată, v-ați răpit din timpul dumneavoastră să fiți alături de noi, de telespectatorii noștri, și vă dorim să aveți succes și să atrageți tot mai mulți tineri, pentru că viitorul acestei țări stă până la urmă în agricultură. Știți dumneavoastră ce se întâmplă? Eu am urmărit, am și niște ore la școala generală și am numai clasa 8-a, 2 ore pe săptămână, nu mult. Și m-am uitat că cei mai mulți tineri caută și care au fost fruntași în clase, nu mai sunt în mediul rural. De aceea vreau ca eu să las ceva pentru ca această comună să se dezvolte continuu, gândind că nu poate să existe o administrație locală puternică fără un stat puternic. Oamenii au plecat bucuroși la drum, considerând că doar un proiect european îi poate scoate din impasul social în care se află de ani buni încoace România. Având o vârstă mai înaintată, nu aveam unde să mai merg la alt serviciu și m-am gândit, fiind atâtea pășuni în zonă, m-am apucat de crescutul animalelor. Am cumpărat animale rasă bălțată românească, o vacă foarte bună care se merge la zona noastră aici, bună și de lapte și de carne, și am accesat și un proiect. Pe proiectul nu e prea mare, deci pe măsura 1-2, 12.000 de euro, pe numele soției, că ea este sub 40 de ani vârstă, și muncim împreună în gospodărie și ne ocupăm cu creșterea animalelor. Da, mă numesc Popescu Emil Irinel, din Comuna Crușeț, satul Slăvuța. Am accesat acest proiect, măsura 112, pe fonduri europene. În anul 2012 m-am apucat de acte. În 2013 mi s-a aprobat dosarul și cererea de finanțare. Mi s-a acordat prima tranșe de 24.000 de euro. După aceea am achiziționat porcii. De când am făcut construcția nouă, am achiziționat porcii 74, număr de 74 de capete, am porci la îngrășat, trebuie să achiziționez la o greutate de circa 20-22 de kilograme, să-i duc la o greutate de 100-110 kilograme, după aceea să-i vând, să-i livrez pe piața liberă sau la abatoare, depinde unde ne descurcăm fiecare. Sunt producător agricol și am accesat un proiect 112 prin plante ornamentale. Acesta este accesat de circa 5 ani de zile. E muncă deosebită, e o plăcere, ce să zicem, ne petrecem timpul liber mai mult prin această pepinieră, că fără muncă nu se poate. Produția arată superb, aș putea spune. La ce dimensiune ajung ei? Că bănuiesc că dumneavoastră în preajma sărbătorilor ieșiți cu ei pe piață. Da, în preajma sărbătorilor și diferite, mă rog, cine vrea să cumpere pentru o grădină, pentru un parc, ajung la înălțimea de 2 metri, 2 metri și 10, diferă de la înălțime unul față de altul, depinde de soiul lor, de creșterea, mă rog. Unde v-a venit ideea? Și spuneți-mi dacă ați făcut studiul la pământ, pentru că trebuie și un studiu pedologic făcut atunci când vrei să înființezi o cultură. Bineînțeles, s-a făcut studiul la pământ, s-a luat probe și că nu puteam să mergem să plantăm fără probe. Deci s-a făcut studiul.
Și iată, s-a pretat specia. Spuneați că se îngrijește destul de greu și bănuiesc că da, pentru că sunt țepii, te mai rănești. Într-adevăr este. Când a fost la circa 10-15 cm când i-am plantat. A fost perioada de toamnă ploioasă, a fost o muncă deosebită. Pune, avem udare cu picătura prin ei, că altfel nu puteau să meargă la zona de vale. Știm că bradul e specific pentru zona de munte. Dacă unii sunt bucuroși că au accesat fonduri, alții dimpotrivă sunt extrem de dezamăgiți. Pentru ei, lucrurile complicându-se și ajungând să regrete începutul unor speranțe. Așa este cazul lui Toma Vasile, care s-a întors din Occident, pus pe fapte mari, întinzând suprafețe mari de solarii, construind o fabrică de prelucrare a fructelor și legumelor, dar acum având probleme nesperate și neanticipate. În 6 ani am reușit să facem 2 module de sere, o fabrică de conserve, dar asta nu m-a ferit de N probleme. De ce N probleme? Deci la ora actuală sunt mai sărac ca acum 7 ani când m-am apucat de investiție, în jur cu 7-8 miliarde. Familia e plecată deja în Anglia ca să trimită bani aici să investim. Deci nu mă simt nici cum bucuros. Dacă aș găsi un român să cumpere, aș vinde cu plăcere. Să știți că majoritatea celor la care am fost și au accesat fonduri europene sunt foarte vervescenți, adică spun că le merge treaba. Sunteți poate primul din câți am găsit eu care a ajuns la un nivel atât de vast, de mare și acum vă declarați nemulțumit. Tocmai de asta. Acelea au fost niște proiecte cu fonduri europene mai mici. Deci picătură cu picătură. Aici a fost un proiect pe fonduri europene mult mai mare, cu o fabrică de conserve, cu prelucrare, să luăm și din jur de la ceilalți oameni. Și sună bine! Sună bine la interviu, dar realitate e groaznic. În special în Gurj am observat atare eticiență și chiar de la niveluri înalte, la autoritățile de la centru, de la Gurj. Nu pot să vă spun pe post, dacă vine cea să mă întrebe, pot să spun că orice problemă ai avea, nu poți să o rezolvi. E foarte greu de rezolvat. Atunci spuneți-ne despre lucrurile frumoase. Cum îi încurajăm pe tineri să facă lucrul ăsta? Acum 7 ani de zile am fost la Cezien și am văzut o seară. Și omul ăla mi-a spus, domnule, atât de frumos e și atât de bine, încât m-a apucat și o să fac. Dar acum am dat seama că am mințit. Deci eu pe tineri îi învăț să se ducă în Anglia, în America, lipesc etichete pe cutiile de alea și le dă 5 lire pe oră. Deci aici să nu se adă că nu pot să facă nimic. Chiar dacă, dăm un exemplu, fusărez la nu știu unde a fost dumneavoastră. La mulți producători. Să zic așa, la un producător pentru porci. Să-mi explica și mie unde îi vând. Eu am avut niște, și am acum o fermă de vaci, și am avut viței de ras. Să știți că toată lumea se plânge de valorificare, de piața de desfacere. Nu e cineva care să zică că vai ce bine e. Da. Albastru belgean am avut și am vândut la Samsari. Mie Samsari nu mi-a dat factură și nu puteam să le cer, că eu eram bucuros că scap de ei, că nu aveam ce să dau să mănânce. Credeți că lucrurile se îndreaptă în România? După cum se vede în ultimul, dacă mergeți de la Craiova la Târgu Jiu 100 km, dacă vedeți un tractor pe tarla sau un om sau pe cineva că muncește o fabrică, cât de mică, N-am văzut niciun tractor, dar să știți că am văzut dând cu sapa oamenii la vie. Ia avem și aici. Vorbiți-ne despre solar, că cu toată supărarea dumneavoastră faceți lucruri care ajung în consum și ajung în stare naturală, cât mai naturală, cât mai bio. Da, exact. Avem numai de camac pus aici, n-am pus niciun fel de chimical. Avem cam în jur de 5.000 de verze de varză pusă. Și aici e o problemă. Plătim odată impozii la serile acoperite, după aia când începem să valorificăm marfa, trebuie să tăiem factură plătind de 2 ori impozit. În urmă, eu l-am auzit pe domnul ministrul agriculturii, e un copil, e bun, are inițiative bune, dar să nu mai vorbească dacă nu știe, s-au schimbat în timpul jocului N. Nu, dânsul ce că nu s-a schimbat nimic în timpul jocului, s-au schimbat regulile în timpul jocului. Și vă dau câteva detalii. În 2008, când a semnat contractul cu Uniunea Europeană, cu Sapardu, așa era atunci, TVA-ul era 19%, s-a făcut 24%, euro era 38%. S-a făcut 44. Aveam un ajutor de... Acum puteam să producem, să vindem. Aveam un ajutor de încălzire la sere, care era foarte bun pentru noi. Aveam nevoie să schimb și o folie pe sus. Îl luam și schimbam. La ora actuală am o folie foarte subțire și nu-mi permite să pun mai devreme. N-am bani să schimb folia sus, să zic. Dacă aveam un ajutor cât de mic de căldură, puteam să cumpărăm lemne. E 3 milioane un metru cub. Nu poți să te duci să iei lemne din pădureaș. Deci e greu. Eu
Deci nu sunt lucrurile roz, și știam și noi că nu sunt roz în agricultură, dar dumneavoastră ni le prezentați cu multă tentă de negru. Nu, eu am vrut să vă spun doar adevărul. Și probabil și băieții ceilalți, și pe mine, acum 5 ani când mi-a dat interviu, eram foarte entuziasmat și eram, da, am obosit. Acum luăm sămânță din străinătate și uitați-vă, dacă vă uitați la ea, mie trebuia să răsară 72 de fire într-o asta, decât jumătate. Au atâta de multă cerință încât ei nu mai așteaptă să facă sămânța în fruct. Și o vând verde. Noi dăm banii pe ele, plătim 70 de semințe, răsar 40. Domnul Toma, suntem în prima și unica, aș putea spune, iată, fabrică din Gorj, care prelucrează legume și fructe. Cum ați ajuns aici? Bănuiesc că nu ușor, destul de greu, și să ne spune și stadiul la care este. Mie mi se pare că e finalizată, dumneavoastră știți mai bine. Fabrica este finalizată, s-a finalizat în luna ianuarie. Deci ultima tranșă cu fondurile europene a fost în luna ianuarie. Am trecut-o cu bine, am respectat toate înțelegerile și am încheiat. Bine, mai este monitorizat încă 2 ani de acum înainte ca să ne păstrăm profilul. Ce să vă spun, fabrica este finalizată, dar nu știu dacă va prelucra anul ăsta sau să sperăm că la anul, mă gândesc. Fiindcă sunt o grămadă de probleme, vă dați seama. Ne trebuie bani pentru materia primă să o cumpărăm, o parte o producem noi, bani pentru borcane, etichete, laborator de alimentar. La noi e birocrație, pentru un borcan cheltuie 10 pe hârtie și după aia bagi borcanul la vânzare. Deci nu, nu e chiar ușor, dar spuneți-mi dacă aveți deja telefoane, vin oamenii să întrebe. Să știți că peste tot pe unde mergem noi în județul ăsta și nu numai, oamenii se plâng de o problemă, că n-au unde să-și ducă produsele. Adică au căpșuni, au gutui, au știu eu ce alte legume și fructe, dar n-au unde să le proceseze. Oamenii vin foarte mulți. Foarte mulți vin și mă întreabă când îi dăm drumul, să facem un contract, să facem asta, dar credeți-mă că mi-e frică să mă apuc să mint niște oameni simpli. Ar trebui să spun, da, dumne, veniți că le prelucrăm, dar nu, deocamdată nu pot să vă spun dacă anul ăsta o să facem un borcan. Asta înseamnă că mai trebuie bani? Nu neapărat că trebuie bani, ar trebui să fim lăsați mai mult în pace, să avem mai multă libertate de decizie, să nu ne ia alți deciziile în locul nostru. Deci, practic, vrei, nu vrei, eu sunt comandat de anumite organe de la noi, chiar din județ. Nu se vrea face să dea drumul și atunci vine și îmi pune tot felul de bariere care nu sunt la locul lor. Da, sunt om. Noi trebuie să producem, noi trebuie să valorificăm, noi trebuie să ținem contabilitatea, că trebuie să știți că contabilii buni au plecat în afară și noi avem oameni care au ieșit la pensie de pe timpul Ceaușescu aici la țară. Trebuie să avem în vedere că sunt 70 de kilometri între noi și Târgu Jiu și toate acestea necesită costuri. Programele se schimbă, astăzi o lege, mâine e alta. Până o aflăm noi, deja am călcat pe prima lege care a fost. Deja ne trezim cu probleme. Vă pare rău că ați venit în România, de acolo de unde ați stat mulți ani? Îmi pare foarte, foarte, foarte rău. Deci am văzut la televizor că au făcut atacați, că au mutat o barză de pe un stâlp pe altul. Foarte rău că l-au mutat. Dar dacă aș putea să iau și o autorizație, nu știu cine mi-o da în țara asta, să îmi dea o autorizație, domnule, vă dăm voie să dați fără la tot ce ați făcut și plecați în altă țară, eu mâine aș face asta. Deci mi-ar fi mult mai ușor decât să pornesc borcanele. Da, e trist totuși. E trist. M-am bucurat, deci am fost optimist, am luptat. Aveți toată familia plecată dincolo ca să producă bani, ca să vă urmați visul aici. Da, toată familia. Eu sunt singur aici, noi spălăm, noi călcăm, noi tot singur. Deci toți sunt plecați acolo. De data asta pentru Gorjeni și nu numai, ați pus pe picioare, iată, o fabrică. O fabrică, dar vă spun un lucru. Fabrica nu produce. Dumnezeu ne-a blestemat de două ori. Odată că ne-am născut în România și a doua oară că ne-am născut în județul Gorj. Deci trebuie să ne uităm și noi în Sibiu, să ne uităm în Brașov, să ne uităm oriunde, că am fost ba după una, ba după alta. S-a schimbat lucrurile în bine. La noi în Gorj nu e nicio speranță. Da, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri, și vă dorim să aveți succes și poate lucrurile se mai schimbă, se schimbă în bine pentru producătorii agricoli, că așa cum spuneam, sunt mulți tineri care pot accesa fonduri pe proiecte europene, dar iată, sunteți exemplu viu că lucrurile nu merg așa de ușor, cum s-ar zice. Eu vă mulțumesc mult și sper că prin asta să vadă tinerii și să gândească de două ori. Îmi pare rău, cred, până acum le povesteam, domne, faceți că toată lumea să fie, să aibă de toate. Ei, acum le spun să fie atenți. În
România bunelor intenții, fondurile europene au fost și rămân baloane de oxigen pentru țăranul român. Important este ca proiectul să fie respectat întocmai, astfel de unde se dă să și ia înapoi. Oamenii acuză însă și pe bună dreptate birocrația din România. Faptul că nimic nu se simplifică, mai degrabă totul se complică, îi determină pe oameni să devină nemulțumiți de alegerile făcute, de sistem, de legislație, fiind puși în fața unui pas în spate de multe ori. Ceea ce doresc cu toții este un mod de a ușura acțiunea de întreprindere a unei inițiative agricole pentru ca pământul să devină în totalitate muncit, mecanizat, recoltat și nu lăsat pârloagă.